În aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din București au început lucrările Conferinței Naționale Unitatea Dogmatică și Specific Național în pictura bisericească. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Dacă primele exemple de arhitectură religioasă denotă simplitate și sunt bazate pe cunoștințele modeste ale meșterilor locali, începând cu evul de mijloc, sunt preluate elemente externe și adaptate într-un mod creator și original. Arta religioasă europeană, deși a avut o bază comună, creștinismul, a evoluat în moduri diferite, legate de perioade de timp diferite. Evul mediu aduce frământări puternice care impun note originale peste antichitatea târzie. Mai precis, începând cu secolul al XI-lea, meșteri și ucenici încep să circule în interiorul Europei și să poarte cu ei, pe lângă cunoștințele asimilate din veacurile anterioare, experiențe noi, specifice propriei lor personalități. Astfel de echipe călătoare, numite generic lombarzi, ajung și în provinciile locuite de români. Din acest motiv avem, de pildă, în pictura bisericească transilvaneană, elemente artistice care ne trimit la pictura flamandă, iar în pictura bisericească din Moldova și Muntenia, elemente artistice rusești. În această perioadă se conturează noțiunea de originalitate. În atmosfera medievală europeană, originalitatea artistică se manifestă însă discret. Popoarele au creat, pornind de la patrimoniul moștenirilor culturale, produse noi, care poartă pecetea specificului etnic. Deși s-au format pe baza canoanelor inspirate de credința creștină comună, motivele artistice originale primesc accente sau influențe determinate de etape istorice diferite. Costume, edificii, peisaje, atitudini primesc în arta religioasă cu fiecare secol forme noite, care evocă izvorul, dar și pecetea timpului în care s-a exprimat noutatea. În cadrul conferinței a fost vernisată expoziția Continuitate și noutate în arta religioasă, organizată de Comisia de Pictură Bisericească. Ar fi important de subliniat în acest context și organizarea pentru prima dată la această ediție și în general în peisajul artei noastre bisericești a unei expoziții deosebit de sugestive, care reunește contribuții ale multor artiști plastici bisericești din țara noastră, fiecare cu realizările lor mai semnificative din ultimii ani, imagini bine executate și prezentate pe simezele acestei expoziții și care sunt mai greu de prezentat într-o altă formă decât în forma aceasta expozițională, în care ele reușesc realmente să intre într-un dialog, să conglăsuiască și prilejesc și autorilor lor schimburi de idei, schimburi de opinii, observarea atentă a felului pe care îl subliniam mai înainte al raportării la scara și la specificul fiecărui lăcaș de cult și, pe de altă parte, păstrarea în general a notei generale, a stilului acesta neobizantin care este specific artei noastre bisericești, cu particularitățile acestea care țin nu numai de lăcaș, dar și de fiecare artist în parte. Conferința este foarte importantă, acest soi de a aduna pe tineri la un loc, pe picturi, pe toți picturii de toate categoriile, fiindcă le dă posibilitatea, în primul rând, să discute între ei, să se informeze reciproc, să aducă noutățile fiecăruia, să-și pună păsurile lor de acolo de unde lucrează, și pentru ca să creeze mai mult această conștiință de fii ai Bisericii Ortodoxe Române. Tema din acest an a conferinței s-a intitulat Continuitate și noutate în arta religioasă. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, aceste zile s-au reunit peste 300 de pictori și restauratori bisericești
în cadrul evenimentului organizat de Comisia de Pictură Bisericească, unitate dogmatică și specific națională în pictura bisericească. Anul acesta am ajuns la cea de-a patra ediție, care are ca tematică continuitate și noutate în arta religioasă, iar evenimentul are mai multe părți. Prima este conferința în sine, în cadrul căreia se vor susține studii de către specialiști în arta religioasă, dar și membrii din cercetare din afara sferei. Avem astfel sociologi, antropologi, care vor veni și vor vorbi despre cum este receptată pictura bisericească în societatea contemporană. Cea de-a doua etapă este organizarea unei expoziții cu activitatea Comisiei de Pictură Bisericească în teritoriu. Avem astfel lucrări de pe întreg, din tot spațiul locuit de români, inclusiv din zona de la sud de Dunăre, mă refer la lucrări de pictură din Serbia sau din Basarabia. În cadrul conferinței a avut loc lansarea cărților cu tematică specifică artei sacre intitulate Pro Patrimonio, studii de artă veche românească și Dicționar de conservare restaurarea patrimoniului bisericesc, apărută la editura Basilica a Patriarhiei Române. Lucrările conferinței vor continua și mâine, începând cu ora 9.